Salut și bine te-am regăsit la un nou tutorial pe betait.ro. În tutorialul de astăzi o să vorbesc despre o aplicație ce vă poate ajuta să vă aduceți Facebook-ul pe desktop. Ce înseamnă acest lucru? Puteți să trimiteți mesaje sau să primiți mesaje pe contul dumneavoastră de Facebook, chiar dacă nu sunteți conectați pe pagina de Facebook, cea din browser. Pe lângă primirea și trimiterea mesajelor, puteți să începeți și o conferință audio sau video. Haideți să mergem și noi să descărcăm această aplicație, deschidem și noi un browser. Linkul o să-l aveți în descrierea tutorialului. Dacă dăm click mai jos, există o scurtă descriere a acestei aplicații, Facebook Messenger. Mai jos găsim sistemele de operare pe care putem să descărcăm această aplicație, Linux, OS X, Windows. Vă selectați sistemul de operare. Eu am Windows, deci dau click pe Windows. Dau click pe Save File și aștept până se descarcă programul. Dau click pe executabil. Yes. Închid și eu browserul deoarece nu mai am nevoie de el. Dau click pe Install și acum aștept până se instalează. Vedeți că nu am mai trebuit să dau Next, accept termene și licență și așa mai departe. Am dat direct click pe Install. Dau click pe Finish și aștept până rulează aplicația Facebook Messenger. Această aplicație este foarte bună. Vă recomand pentru cei care vreți să trimiteți mesaje și nu aveți minute. Așteptăm puțin până își face el setările. Aici ne scriem noi e-mailul și parola. Voi scrie și eu e-mailul meu. Iar aici voi scrie parola. Aici apăs această opțiune pentru a mă loga automat și dau click pe continue. Haideți că m-am logat și eu. Observați, aceasta este interfața acestei aplicații. Este la fel ca pe Android, ceva gen. Putem să o facem mai mare, mai mică, după bunul nostru plac. De aici putem face unele setări. Vedeți că aplicația este în limba română. Aici putem să primim notificări pe desktop atunci când îl băgăm în bară. Putem să blocăm unele persoane, putem să facem emoji-uri, putem porni sunetele și cam atât, nu sunt cine știe ce setări avansate. De aici putem să facem o conferință audio sau video, dați click pe una din asta și o să sunați respectiva persoană. Este foarte simplu. Mai aveți posibilitatea de a trimite înregistrări cu vocea dumneavoastră. Atunci când o să băgați în bară Messenger-ul, o să fie activ. O să vă anunțe când veți primi un mesaj sau altceva printr-un sunet. Voi veți deschide repede. Cam acesta a fost tutorialul nostru despre această aplicație. Sper că v-a ajutat. Dacă aveți întrebări despre această aplicație, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii. Eu am fost Ionuț, la revedere!